tuturor la un nou live organizat de Clinica Smart Nutrition. Sunt Sorina Severin și alături de mine este doamna dr. Mihaela Bilic, medic primar cu specialitatea diabet și boli nutriție și, bineînțeles, absolventa unui master în psihonutriție la Paris. Tema întâlnirii de astăzi este cum alcătuim farfuria perfectă. De-a lungul timpului, atât doamna doctor, cât și medicii din Clinica Smart Nutrition au primit deseori întrebarea ce trebuie să conțină o farfurie, cum arată farfuria perfectă, ce alimente punem în ea. Știu că sunteți nerăbdători să aflați cât mai multe detalii de la doamna doctor, mai ales că ea este o susținătoare a dietei echilibrate și și-a propus ca prin sfaturile ei fiecare din noi să regăsească bucuria de a mânca. Vă invităm să lăsați întrebările dumneavoastră în secțiunea de comentarii a acestui live și noi vom răspunde la cât mai multe dintre acestea. Dacă, din păcate, din cauza lipsei timpului nu vom putea să le acoperim pe toate, vă promitem că veți găsi toate răspunsurile pe pagina de Facebook a Clinicii Smart Nutrition. Înainte să luăm prima întrebare, doamna doctor, voiam să vă întreb, cum arată pentru dumneavoastră farfuria perfectă? Ce alimente se regăsesc în farfuria dumneavoastră și cum stabiliți cantitățile? Uf, asta cu farfurie perfectă mi-este greu. Suntem toți în căutarea perfecțiunii și la nivel de imagine și la nivel de siluetă. Și pentru mine cuvântul perfect e ca o capcană, adică e acel mai bine care ne omoară binele care l-aveam. Iar despre mâncare, cel puțin de-a lungul timpului, așa să zic, mi-am scăzut un pic așteptările să nu mai fiu dezamăgită. Dacă dau timp înapoi, cred că acum 30 de ani poate aș fi căutat farfuria perfectă. Acum o caut doar pe aia bună. Sunt mulțumită dacă am o farfurie de mâncare bună. Și de ce spun mâncare bună? În ultima vreme mi se pare că dincolo de combinațiile, de cantitatea de mâncare pe care ne propunem, să zic așa, să o controlăm, e din ce în ce mai greu să găsești mâncare care să te bucure. Cuvântul bucuria cam pierit din farfuria românilor și cred că de aici trebuie să începem. Dincolo de, eu știu, numărat caloriile sau pus mâncarea pe un cântar, cred că ar trebui să ne schimbăm un pic atitudinea. Noi ca români avem o relație specială cu mâncarea, poate un pic mai plină de afecțiune și de căldură decât alte popoare și pentru noi mâncarea reprezintă mai mult decât un aliment, mai mult decât un nutrient, mai mult decât supraviețuire. Este un ingredient prin intermediul căruia ne exprimăm, iată, bucuria, iubirea, starea de bine. Toate veștile astea sau toate informațiile negative care au circulat de-a lungul timpului despre mâncare, toate informațiile contradictorii, că odată oamenii aud că ar trebui să mănânce un produs, alții spun că n-ar trebui și toată această intoxicare mediatică a dus la un tip de întristare și apoi la o relație negativă cu mâncarea. Oamenii acum acuză mâncarea de o mulțime de rele când se simt rău, când au o anumită afecțiune. Primul gând, primul vinovat pe care îl caută este mâncarea. Și lucrul acesta ne strică echilibru și ne strică ulterior, până la urmă, și sănătatea. Deci a încărca mâncarea cu energie negativă este cel mai rău lucru pe care îl facem. Și atunci, înainte să vorbim despre asocieri și cantități, aș spune, haide să gândim de bine. Francezii au un proverb care spune, bona manje înseamnă în primul rând bona panse, adică mai întâi ne gândim cu bine și cu bun la ea. Și apoi, automat, în momentul în care o consumăm, ne face bine. Deci nu avem cum să cerem de la mâncare să ne facă bine și să nu ne îngrașe dacă noi, înainte de toate, o bănuim de cei mai rău. Deci, dragii mei, aș vrea să setăm, să zic, tema acestei discuții și atmosfera acestei întâlniri pe pozitiv, pe încredere, pe bun și bine. Da? Deci mâncarea este o sursă de bucurie, este o sursă de plăcere. N-avem cum să ne simțim vinovați pentru asta dacă nu ne aduce plăcere, satisfacție. Mâncăm ca fără să ne putem sătura, da? O mâncare care nu-ți produce nicio emoție. Nu știi când să te oprești, nu știi dacă ți-a plăcut sau nu. Deci vreau să fie cu bun și bine. Și bineînțeles, moderația, încercăm să o aflăm împreună. Să mă întorc la farfurie. Nu știu câți medici nutriționiști înaintea mea, dar altfel dacă privesc postările mele pe Facebook și pe Instagram, poate eu cel puțin n-am citit nicăieri, mă auto-intitulez inventatoarea farfuriei de slăbit și farfuriei ideale, nu perfecte, ci ideale. Am făcut chiar și poze
Mi-ați adus aici niște farfurii, am ales-o pe cea mai mică. De multe ori spun o farfurie, ar trebui să aibă dimensiunea palmelor noastre. Iată, dragii mei, 20 de centimetri când vine vorba de mâncare, este extrem de puțin. Asta probabil pe vremuri era o farfurie de desert sau din vesela păpușilor, da? Noi acum, românii care suntem generoși și ne place să mâncăm și mult cantitativ, când îi zici omului 20 de centimetri, e ușor dezamăgit, dar așa ar trebui să considerăm stomacul nostru cât dimensiunea a doi pumni. Și atunci o farfurie de 20 de centimetri, în primul rând, ca dimensiune, ar trebui să fie ideală. Și atenție, nu vorbim de o farfurie care să fie umplută așa, da, cu vârful în înălțime, ci să încercăm să păstrăm o dimensiune decentă. Acum, farfurile au devenit din ce în ce mai mari, tot ce înseamnă artă culinară și mâncare instagramabilă se așează frumos, plating-ul se face pe o farfurie câteodată mare ca și dimensiuni, dar asta nu înseamnă că este plină până pe margini. Deci ne referim la 20 de centimetri suprafața care este acoperită de mâncare. Da? Aici trebuie să avem reperul. Și nu cu cântarul, nu cu centimetru, ci cu palma. Cea mai veche unitate de măsură e la purtător. Și mai este un lucru, dimensiunea palmelor noastre diferă de la individ la individ. Așa că un copil categoric va avea o farfurie mai mică și o porție mai mică decât un adult, măcar prin prisma mânuțelor lui, că sunt mai mici. E, cei 20 de centimetri de farfurie, cu ce îi umplem? Aici întrebarea sau răspunsul depinde de la persoană la persoană în funcție de obiectivele ei. De ce spun asta? Pentru că sunt unele persoane care vor să-și mențină silueta, iar alții, în funcție de bugetul caloric pe care l-au alocat zilnic, fie trebuie să slăbească, fie să se îngrașe și atunci farfuria lor poate fi diferită, tocmai pentru că, iată, dacă ai un buget diferit, îți poți permite alte ingrediente. În farfuria ideală, o numesc farfurie ideală o farfurie de menținere a greutății, da? Deci cea în care mâncăm lucrurile echilibrat, sănătos, asociate, culmea, între ele, astfel încât să ne menținem greutatea. Ei bine, în farfuria ideală, mă întorc din nou la aceasta, ca să am așa un mic material didactic, ar trebui jumătate din ea să fie plină de legume, deci efectiv, că sunt sub formă de salată, că sunt legume gătite. La ce spun legume? Tot ce înseamnă verdețuri, crudități, mai puțin leguminoase, boabe, da? Deci fasolea, boabe, mazărea, lintea, năutul, soia, mai nou acum quinoa, nu sunt legume. Sunt leguminoase și o să vedeți, intră la categoria făinoase, amidon. Deci legume sunt toate verdețurile, crudităților, nici cartoful nu e legumă. Deci la capitolul jumătate din farfurie ar trebui să fie plină cu legume și un fel mai amuzant sau mai prietenos de a spune, v-aș îndemna, mâncați legume cu. Legume cu carne, legume cu brânză, legume cu ou, adică cuvântul legume fiind primul, ca și ingredientele dintr-un produs, înseamnă că ele sunt prezente în cantitatea cea mai mare în farfuria noastră. În momentul în care legumele vor fi majoritare în farfurie, nu avem cum să greșim. Tocmai pentru că ele înseamnă 90% apă, vitamine, minerale, fibre, foarte puține calorii. Și atunci legumele sunt prietenul siluetei noastre, nu că zic nutriționiștii, ci dacă vreți din punct de vedere psihologic, că tot vorbeam de psihonutriție, noi avem un stomac care nu știe să numere caloriile, metabolismul nostru nu are un bec roșu care să se aprindă în momentul în care am depășit numărul de calorii de care organismul are nevoie și atunci, funcționând doar pe imagine și pe volum, stomacul nostru este impresionat doar de volum. Deci dacă lui dai mult de mâncare, și asta o știm cu toții pe pielea noastră, chestiunea aia îl satisface. Dacă îi dai lucruri micuțe, indiferent că ele sunt concentrate, deci pentru el, cum să zic, o roșie cherry sau o bomboană de ciocolată, tocmai pentru că au același volum, sunt identice. Abia după niște ore metabolismul își dă seama că din ciocolată a primit mai multe calorii și ar trebui să ne fi săturat mai tare. Însă în momentul în care noi mâncăm produsul respectiv, pentru stomac volumul contează și el este impresionat doar de lucrurile care îl umplu ca volum. Așa că vrem, nu vrem, dragii mei, trebuie să înțelegem dacă l-am umplut cu salată verde sau l-am umplut cu
ce exemplu să dau la extrema cealaltă, cu cașcaval, nu, că încă și cartofii prăjiți, sau cu biscuiți, sau cu stixuri, sau cu fistic, că tot sunt la modă oleaginoasele astea sănătoase. Deci dacă ați umplut stomacul cu migdale sau cu fistic, spre deosebire de salata verde, este dramatic, pentru că avem într-o 100 de grame de fistic sau de migdale 660 de calorii și volumul lor este așa un pic mai mare decât o palmă, decât un pumn plin, așa. În schimb, salata pentru aceleași 100-200 de grame are sub 15 calorii. Și atunci, în acest context, trebuie să fim un pic isteți și să ținem cu noi și cu silueta noastră. Deci, ochii noștri sunt mai mari decât stomacul, stomacul nu este impresionat decât de volum și atunci alimentele care au volum mic și calorii multe, ceea ce numim în nutriție densitate calorică crescută, cașcaval, ciocolată, mezeluri, salam de Sibiu, lucrurile deshidratate, oleaginoasele, deci toate astea au un volum micuț. E, aici, dacă nu avem grijă la cantitate, este capcană. La cealaltă extremă sunt legumele, peste 90% apă. Deci gândiți-vă, și când zic legume, nu zic și fructe, atenție că fructele au fructoză. Și fructoza înseamnă ceva simplu de transformat în grăsime. Deci legumele sunt prietenul siluetei prin acest rol de umplerea stomacului cu un volum mare, de fapt cu apă și cu fibre, în final cu puține calorii. Și în momentul în care în farfuria noastră jumătate din suprafață este acoperită de legume, rămâne mult mai puțin loc pentru lucrurile concentrate în calorii. Deci vă sfătuiesc ca un fel de mix secret, să zic așa, istețime de construcția unei farfurii. Puneți legume din belșug, ca și cum ați avea un copil pe care trebuie să-l impresionați. Noi așa rămânem niște copii, să zic, naivi în sufletul nostru. Și în felul ăsta, când ați umplut farfuria cu mai mult de jumătate legume, puteți spune, ia uite ce mult mâncăm astăzi, da? Dar de fapt sunt niște frunze, niște verdețuri, niște crudități, un fel de apă de ploaie, dar umplu stomacul, ne fac să mestecăm timp îndelungat și ni se pare că am mâncat mult. În cealaltă jumătate, vorbim în continuare de farfuria ideală, ce trebuie să asociem? Proteinele cu făinoasele, cu carbohidrații. De ce spun că această asociere din nou este una recomandată și vorbim de o alimentație echilibrată și de o dietă care să fie potrivită pentru menținerea siluetei. Pentru că dacă exagerăm cu cantitatea de proteine, nesănătos, dacă exagerăm cu cantitatea de grăsime, nesănătos, dacă nu îi dăm organismului niciun gram de carbohidrați, de glucide, nu are satisfacție din punct de vedere experiență culinară. Deci toate alimentele au fost, sau natura ne-a făcut omnivor tocmai ca să punem la oaltă mai multe alimente și experiența pe care o avem și satisfacția să fie una completă. Dacă facem cură de slăbire și eliminăm complet o anumită categorie de nutrienți, automat nouă ni se pare că am tăiat-o, că am pus-o la colț, dar rămâne cu minus în tot ce înseamnă nevoi satisfăcute și mai devreme sau mai târziu vom renunța la respectiva cură de slăbire tocmai pentru că avem nevoie de toate alimentele și este mult mai simplu să le mâncăm asociate și în cantitate mai mică, decât să picăm în extreme în care să spunem acum nu mănânc făinoase și îmi interzic cu totul și apoi, exact, și apoi în momentul în care nu mai rezist din punct de vedere voință, pentru că e puțin probabil că o să treacă toată viața și nu o să mai pui gura nici pe pâine, nici pe cartofi, nici pe nimic, în momentul în care îți dai voie sau efectiv cedezi psihic, atunci vei mânca cu siguranță impulsiv, compulsiv, da? Mult mai mult decât dacă lucrul acela ar fi fost permis. Și în nutriție și în psihologie există această recomandare, este interzis să ne interzicem. De ce vă spun asta? Este o chestiune care nu ține numai de alimentație, ați văzut în toate aspectele vieții noastre, în momentul în care ți este interzis un lucru, automat parcă îl dorești. Sau și mai interesant cum sunt acele jocuri în psihologie, când ți se spune să nu te gândești la un elefant roz fix, elefantul roz vine în gând. Da? Deci, dragii mei, nu vă mai interziceți lucrurile care sunt bune și care îngrașă, pentru că în momentul în care vi le-ați interzis, numai la el o să vă gândiți. Și credeți-mă, natura are o, cum să spun așa, o răbdare și o voință mai mare decât voința noastră, mai devreme sau mai târziu vom fi înfrânți și vom ceda. E mai simplu să punem în farfurie și făinoase și carbohidrați și veți vedea că toate
felurile de mâncare, că sunt tradiționale, că sunt elaborate de bucătari celebri, că sunt în meniurile unor restaurante scumpe sau că fac parte din anumite obiceiuri alimentare unor popoare, veți vedea că felurile de mâncare în general sunt asociate, adică veți găsi acolo în farfurie prezente toate cele trei categorii mari de nutrienți, proteine, grăsimi și glucide. Așa a fost arta culinară de-a lungul timpului, înainte să fie medicii nutriționiști, culmea pe lume. Deci bunul simț al oamenilor și experiența de-a lungul timpului au dus la acest firesc. Da? Deci este normal să mâncăm carnea cu o garnitură de cartofi sau cu orez, pentru că și în carne, și în pește, și în ou avem proteine și grăsimi, niciun gram de carbohidrați. Ca să îndeplinim echilibrul alimentar, automat lângă trebuie să punem o garnitură. Punem și legumele, că sunt gătite sau că sunt sub formă de salată, și am obținut farfuria ideală. Deci este, dacă vreți, întoarcerea la normalitate, acolo unde de-a lungul timpului o mulțime de diete sau cure de slăbire speciale au scos o anumită categorie de nutrienți în afara meniului. Acum eu pledez pentru întoarcerea lor în farfurie și în momentul în care sunt prezenți într-o cantitate decentă, suntem și satisfăcuți din punct de vedere gustativ și organismul nostru are reprezentanți din toate categoriile și metabolizează singur sau, mă rog, are materia primă să și sintetizeze tot ce are nevoie, iar noi suntem mulțumiți și liniștiți. Altfel, orice ați elimina, veți vedea mai devreme sau mai târziu lucrul acela va fi dorit. Deci asta este farfuria ideală. Și din punct de vedere al numărului de farfurii, că atenție, și aici este un lucru, da, și aici este un lucru important. Vorbeam despre buget caloric. Ce înseamnă un meniu sau, mă rog, un aport caloric care să fie în echilibru cu silueta ta? Înseamnă că mănânci atât cât îți trebuie. E foarte greu să ajungem la acest echilibru. De obicei, în momentul în care ne privim în oglindă, ceea ce vedem, dacă vreți, acela-i diagnosticul, mai mult decât acul cântarului. Dacă noi suntem mulțumiți de felul cum arătăm și de silueta noastră, înseamnă că nu trebuie să schimbăm nimic, suntem în echilibru și atunci oamenii respectivi ar trebui mai degrabă să-și păzească într-un fel obiceiurile alimentare, pentru că sunt foarte multe persoane care nu au probleme de siluetă și greutate, care mănâncă, iată, de două ori în zi și ferească Dumnezeu, vede cineva din jur sau auzi pe internet sau la televizor că nu e bine, iată, să sări peste mese, că e obligatoriu să mănânci micul dejun și dintr-o dată, din echilibrul tău spontan și din armonia cu corpul și cu nevoile tale, te apuci și muști relația cu mâncarea în sfera rațională și zici, vai de mine, înseamnă că trebuie să mănânc și eu micul dejun. Exact. Și atunci, în acest moment, s-a terminat partea de echilibru. De ce? Tot ce facem din exterior ca și decizie, la nivel de alimentar, este o chestiune care nu mai ține cont de nevoile corpului. Adică noi credem că ar trebui să învățăm să mâncăm, când de fapt noi ar trebui să ne ascultăm. Și atunci, care este singurul motiv sau stimulul sau nici nu știu cum să o numesc, senzația care trebuie să determine mâncatul? Întreb. Da, ar trebui. Aici este vorba de foame. Deci noi n-am fost educați și învățați să ne ascultăm foamea. În ce sens să ne ascultăm? Să mâncăm când ne este foame și, atenție, nu foame la modul general. Că așa foamea poate fi confundată cu pofta. Poate fi confundată cu plictiseala, da? Foame înseamnă o senzație pe care o simți în corpul fizic, da? Foamea nu vine de la cap, vine din corp. Și atunci este o stare de slăbiciune, poate de zgomote la nivelul în zona intestinală, ceva care se întâmplă, atenție, la 2-3 ore de la ultima masă. Deci noi nu putem să spunem că ne este foame cu adevărat dacă în urmă cu jumătate de oră am mâncat. Și atunci intervine un întreg proces de cunoaștere și analiză în care tu, de-a lungul unor luni de zile, să înveți să-ți recunoști senzația de foame și nu doar să o recunoști, ci și să o antrenezi. Ce înseamnă asta? Pe o scară de la 0 la 10, să dăm note și abia în momentul în care senzația de foame în percepția noastră individuală, că nu poate nimeni să spună din exterior, a ajuns să fie de nota 6 măcar ca intensitate, atunci să spunem, da,
Este ok să mănânc, mi-e foame cu adevărat. Francezii spun ma bon faim, deci foamea mea bună. Adică foamea care este suficient de puternică cât să fie satisfăcută, nu atât de mare încât să devii un animal înfometat și să mănânci tot frigiderul, dar nici să nu fie foame de nota 2-3, când orice poftă și orice stimul alimentar te predispune la mâncat. Da, da? Mă gândesc cum suntem noi la birou și auzim pe cineva că mănâncă. Exact. Și atunci și deci este suficient să foșnească cineva, să auzi un ronțăit, să simți un miros, mirosul imediat ne trezește apetitul. Ca să nu mai spun de situațiile în care vedem poze, da? Deci suntem înconjurați de mâncare și la modul propriu, da, peste tot la fiecare colț de stradă, e un automat, e ceva de vânzare. Exact. În mașina noastră, sigur, sunt alimente comestibile, în sertarele birourilor la fel. Iar dacă am uitat de toate astea, inclusiv pe ecranul pe care îl avem în față, că e computer, că e telefon, cu siguranță ne va apărea un stimul alimentar. Și atunci, în acest context, este foarte greu să mai știm când este foame cu adevărat și când doar am fost ispitiți. Exact, exact. Și atunci acest antrenament și această dezvoltare a propriei tale relații justificate în raport cu senzația de foame este o chestiune extrem de importantă și pe care dacă nu o faci la modul exercițiu individual pentru corpul tău, vei fi pierdut. Pentru că, iată, nu o să știi niciodată când îmi este foame, cât ar trebui să mănânc și când m-am săturat. Deci, dragii mei, încetați să credeți că vă duceți la nutriționist și el vă învață sau vă dă o listă cu un anumit gramaj, pentru că nimeni nu vă poate cunoaște din exterior. Cu aceleași 500 de calorii, unele persoane se mențin, altele slăbesc, da? Deci nu putem niciun buget caloric să stabilim din exterior și atunci singurul, dacă vreți, stăpân al echilibrului alimentar sunteți voi și în relație cu corpul vostru, iar câte farfurii de mâncare vă puteți permite într-o zi, lucrul acesta, că vă place sau nu, să știți că tot de voi ține. Dacă în prezent, nu mai zic că sunt foarte multe persoane care nici nu mai mănâncă la masă, ronțe continuu. Pe aia dacă îi întrebi cât anume mănânci într-o zi, nici nu o să-ți poată să-ți răspundă. Deci mai întâi trebuie să evaluăm cât de cât, cam câte farfurii de mâncare, așa cum ar fi ele dezechilibrate, mâncăm într-o zi și în momentul în care ne uităm în oglindă să spunem, dacă asta e silueta mea pentru 5 farfurii de mâncare, să zic așa, și vreau să slăbesc, înseamnă că trebuie să ajung la 3. Da? Deci asta este prima decizie. Indiferent cum sunt ele compuse, înainte de orice eliminare a unui aliment, trebuie mai întâi să scădem cantitatea. Și asta și înseamnă să conștientizăm cât mâncăm de da. Trebuie să avem un punct de pornire, pentru că nu putem spune, tu arăți așa cam de 1500 de calorii sau tu trebuie să știm exact cât mâncăm, pentru că sunt persoane care, independent de înălțime și greutate, au un metabolism lent, care poate consumă puține calorii și sunt alții al căror metabolism e mai cheltuitor. Dar răspunsul vi-l dați singuri, faceți acest exercițiu, propuneți-vă să numărați câte farfurii consumați într-o zi, priviți-vă în oglindă și aia este silueta corespunzătoare numărului de farfurii. Vreți să o mențineți așa, nu schimbați nimic. Vreți să slăbiți, reduceți 30-50%. Vreți să vă îngășați, că să știți că nici asta nu este ușor. Mai puneți două farfurii în plus. Atenție, nici cei care vor să se îngrașe și cei care vor să slăbească și cei care vor să se îngrașe, efortul este la fel de mare. Deci credeți-mă, aveți impresia că cei slabi sunt, nu știu, privilegiați și norocoși și că pentru ei viața este simplă, dar să știți că și un slăbănog în momentul în care vrea să se îngrașe este la fel de greu și pentru el ca și pentru cel care vrea să slăbească. Deci nu există, în orice bun există și un rău, viața e compusă și din rele și din bune. Pentru că vorbeam de alimente, să luăm și câteva întrebări de la cei care ne urmăresc. Unde își găsesc locul fructele în farfuria ideală? Foarte frumos, bravo, îmi place mult că ați fost atenți. Dragii mei, farfuria noastră ideală nu erau fructele. De ce? Pentru că fructele sunt un desert. Și atunci, în momentul în care noi vorbim de farfurie și de alimente, vorbim de lucrurile de bază care trebuie să facă parte din alimentația noastră zilnică, le-aș numi un fel de obligatorii, da? Iar fructele și desertul, zahărul, intră la categoria facultative. Adică desertul este un moft, un răsfăț și, din nou, în funcție de buget și de siluetă, fiecare și-l poate permite mai des sau mai rar, dar este neobligatoriu. Asta ce înseamnă că dacă a trecut o zi fără zahăr și fără fructe, nu este nicio tragedie. Însă o zi fără făinoase, proteine și legume
este, să zic, un meniu incomplet. Deci fructele fac parte din categoria facultative, desert. De ce? Avem acolo apă, fibre, vitamine, minerale, exact ca în legume, dar avem și ingredientul numit fructoză. Acest zahăr din fructe, chiar dacă la nivel de insulină nu produce o creștere de insulină cum produce zahărul clasic, trebuie știut că fructoza nu se arde prin mișcare, fructoza este metabolizată doar în ficat și acolo peste un anumit număr de grame, peste 10 grame de fructoză, ficatul nu are ce să facă cu ea, nu poate arde prin, vă spuneam, prin exerciții fizice și o transformă în grăsime. Deci nu-i dați ficatului fructoză în exces pentru că nu este un nutrient de care noi să avem nevoie în funcționarea noastră zilnică. Deci celulele astea nu funcționează cu fructoză, funcționează cu glucoză. Ori glucoza este ingredientul din făinoase, da? Amidonul înseamnă lanțuri lungi de molecule de glucoză. Și glucoza, bineînțeles, dacă nu-i dăm corpului, cum se întâmplă în curele de slăbire, niciun gram de carbohidrați, culmea, glucoza este făcută de ficat din rezervele noastre de grăsime. Deci, în afară de glucoză, nu există alt carburant pentru celule și chiar dacă nu aducem noi din alimentație, ficatul știe să facă glucoză din grăsimea de rezervă, din masa musculară, deci nu aveți nicio grijă, glicemia nu scade, nici dacă tăiați toate farfurile dintr-o zi, da? Deci putem liniști și să nu mâncăm și glicemia nu ne scade. Mă întorc la farfuria ideală și am să spun că în momentul în care avem legume, proteine și carbohidrați în farfuria ideală, da? Ce înseamnă un sfert de farfurie de proteine? Înseamnă, dacă vreți, ca și exemplu practic, carnea și peștele ar trebui să fie jumătate de palmă, cam dimensiunea unui pachet de cărți de joc. În principiu, el are o dimensiune clasică, așa închipuiți-vă bucățica de proteine care trebuie să fie în farfurie, iar la capitolul carbohidrați făinoase ar trebui să încapă într-o palmă. Poate să fie felia de pâine, da, aceea clasică, să zic, a diametru, sau dacă nu, trei linguri de paste făinoase, mămăligă, cartof, orez, sunt tot variante pentru sfertul de farfurie cu amidon. În momentul în care această farfurie ideală vrem să o transformăm în farfurie de slăbit, că na, e la modă, da? Tuturor ne trebuie, da? Ce se întâmplă, ce credeți că dispare de pe suprafața farfuriei? În mod ideal, cred că toată lumea renunță la carbohidrați. Nu în mod ideal, în mod obligatoriu, în mod trist, să zic așa. Farfuria noastră ideală, în varianta de slăbit, farfuria ideală pentru slăbit va trebui să aibă jumătate legume, jumătate proteine. Nu se întâmplă nimic dacă sunt 3 sferturi legume și doar un sfert proteine, da? Ajungem la varianta care vă spuneam, învățați să mâncați legume cu, da? Legume cu o bucățică de carne, legume cu o bucățică de pește, legume cu un ou fiert, legume cu o conservă de ton, legume cu, eu știu, 2 felii de șuncă. Deci partea de proteine și de grăsim să fie un fel de topping, un fel de condiment pentru castronul vostru generos. Exact, să fie, cum puneți pe o pizza toppingul, așa să fie și proteinele și grăsimile, condimentul pentru legumele voastre. Și în felul acesta n-aveți ce să greșiți. Nu există risc să facem exces de, să consumăm proteine în exces, pentru că există și diete la modă și le știți foarte bine, în care oamenii sunt îndemnați să mănânce excesiv de multe proteine și grăsimi până intră în, până ajung să aibă probleme renale, până când excesul acela de amoniac îi duce în acidoză, adică lucrurile merg în extremă. E adevărat, toate aceste metode ușor extremiste sunt făcute pentru slăbit, iar slăbitul niciodată n-a fost sănătos. Așa că nu putem să cerem o cură de slăbire sănătoasă. Ce pot să vă spun este că această, să zic, perioadă în care alimentația este extremistă și profund dezechilibrată să nu fie foarte lungă, astfel încât să nu depășească, eu știu, capacitatea organismului de a se reechilibra. Deci nu e o problemă că mâncăm 2 săptămâni, că ținem dietă proteică sau mâncăm ketogen. Important este că nu o să putem face asta pe tot parcursul vieții noastre și atunci ușurel să-l învățăm pe organism să nu se îngrașe 2 kg dacă a mâncat, nu știu, o felie de pizza sau 2 felii de pâine. Da? Important ar fi să ne menținem silueta consumând din toate, da? Nu doar anumite categorii de alimente. Și există și situații, că trebuie să vorbim despre ele, în care farfuria noastră are mai multe făinoase decât ar fi ideal.
Care sunt exemplele clasice? Când mâncăm o pizza, când mâncăm un sandwich, când mâncăm când o porție paste, de paste, da? Că doar ne plac tuturor. Când mâncăm un risotto, deci atunci farfuria e departe de a fi ideală, ea va avea probabil 3 sferturi făinos și partea de proteine și legume va acoperi doar un sfert. Acela de fapt este toppingul. Așa, exact, exact. Cum se numește o astfel de farfurie? Bineînțeles, se numește farfurie de îngrășat. Dar atenție, că lucrurile nu sunt nici aici dramatice și pierdute. De ce vreau să spun asta? Noi nu trebuie să avem în fiecare moment al existenței noastre o farfurie ideală în meniu. Ele se, cum să spun, se compensează reciproc. De exemplu, știm că astă seară, nu știu, fie că avem acasă în meniu o seară cu prietenii, fie că ne-am hotărât să facem paste, fie că ieșim la o pizza, vom ști, iată, că farfuria de la masa de seară va avea nu o porție de făinos, cum ar fi ideal, ci va avea 3 porții de făinos. Ce înseamnă asta? Că acolo reglăm, dacă vreți, bugetul siluetei din cantitatea de amidon prezent în farfurie. Dacă noi am mâncat într-o farfurie 3 porții de făinos, ce avem de făcut? În niciun caz să ne interzicem pastele și pizza, da? Este absolut, nu știu, că trist. Ne-am gândit doar la ele. Da, categoric, și pentru că este normal să mâncăm așa ceva, ci vom compensa la următoarele mese cu farfurii de slăbit, adică următoarele două mese care vin după această porție de paste sau de pizza, vor fi fără produse făinoase, vor fi efectiv farfurie de slăbit, da? Proteine cu legume. Și în felul acesta, când facem media, ajungem să avem 3 farfurii ideale. Da? Deci, fie înainte, iată, cum spuneam, dacă de dimineață știm că seara vom mânca paste, atunci, dragii mei, de bun simț, nu trebuie să vă spună nutriționistul, ar fi bine la prânz să mâncați o salată, o ciorbă, deci lucruri care să fie fără făinoase, astfel încât să vă țineți bugetul. Eu de multe ori m-am mut și spun, dacă avem un buget de 3 lei, da, numărăm porțiile de făinos dintr-o zi pentru 3 mese principale, să dăm așa un exemplu simplu. Dacă avem un buget de 3 lei, asta e frumos și de aia suntem oameni în toată firea liberi să luăm decizii și să facem ce vrem. Acești 3 lei puteți să-i consumați toți odată sau pe rând. Da? Dacă mâncăm la o masă de 3 lei, toate porțiile de amidon, este clar, celelalte două mese vor fi fără. Asta dacă suntem niște persoane raționale și ne asumăm răspunderea pentru faptele noastre. Pentru că mâncatul la fiecare masă de 2-3 porții de amidon o să ducă la rezultate care nu o să vă placă pe cântar. Și atunci nu vă mai puteți întreba nevinovați, eu de unde m-am îngrășat. Păi din mâncatul ăla peste buget sau, cum spun eu, pe credit la bancă. Încetați să mai mâncați pe credit și pe datorie. Plătiți-vă datoriile calorice cât mai repede. Asta înseamnă, am făcut-o astăzi lată sau în weekendul ăsta, mă, următoarele 5 zile din săptămână sunt cu minte ca să mi se șteargă datoria. Altfel, dacă voi vă comportați ca și cum nimic n-a fost și închideți ochii, credeți-mă, și cântarul... cu altă porție de paste, o altă exact, pizza. Cântarul o să vă arate rezultatul faptelor noastre. Deci acolo nu există. Metabolismul nu ne sabotează și nu ne minte. Este, dacă vreți, mai realist și mai crud. Este marcul greșelilor noastre. Exact, exact. Deci nu avem ce să ne amăgim. Fiți cinstiți și numărați porțiile de amidon pe care le consumați într-o zi, da, cu palma, și gândiți-vă, dacă vreau să slăbesc, haide să tai. Dacă erau 3, rămân 2 sau poate să rămână doar una, însă faceți lucrurile acestea cu simț de răspundere, pentru că altfel niciun nutriționist și niciun paznic nu poate să vă fie efectiv la, să zic, lângă voi în fiecare moment al vieții voastre de-a lungul până la sfârșitul vieții voastre, da? Deci lucrurile acestea nu se fac doar azi. De mâncat o să mâncăm în fiecare zi a vieții noastre și nu doar o dată, de mai multe ori pe zi. Și dacă voi credeți că nutriționistul vă poate păzi și vă poate da peste mână, să știți că nu e așa. Deci dacă noi ne asumăm într-un fel, nu știu, ne maturizăm și recunoaștem că nu putem să mâncăm cât ne-am dori, da? Că ne vom îngrășa și facem acest tip de, nu știu, aș spune mai degrabă, construim pe compromis acest tip de relație, adică mănânc din când în când, mă bucur în momentul respectiv, deci dacă tot mâncați o porție de paste sau o pizza, mă, apoi să fie bune, să avurați fiecare înghițitură, fără niciun sentiment de vină, și apoi datoria calorică plătiți-o cât mai repede.
Pentru că altfel crește dobândă. Pentru că vorbeam de meniuri, vreau să vă întreb unde și are loc cu ciorba. Se poate slăbi cu ciorba? O, ciorba este o farfurie ideală de slăbit. De slăbit de ce? Pentru că, spuneam apropo de porția de amidon dintr-o farfurie normală, într-o ciorbă toată substanța uscată, să zic așa, intră într-o palmă. Adică și carnea, și pastele făinoase, și cartoful, și orezul, și legumele toate, dintr-o porție de ciorbă, dacă le-am scoate, nu depășesc dimensiunea unui pumn mic. Și atunci ciorba ce are? Are apă din belșug și această capacitate de a ține stomacul plin mai mult decât un felul 2. Deci întotdeauna puteți considera ciorba, ca să fiu și mai plastic în exemple, considerați întotdeauna ciorba o jumătate de felul 2. Deci ciorba are jumătate din calorile unui fel 2, ăla echilibrat, da? Mai ales dacă este ciorbă care să aibă și legumă și un pic de cartof și un pic de orez, fie că este de perișoare, fie că este cu carne sau fără carne, ciorba este de slăbit și culmea ține de două ori mai mult de foame și are doar jumătate din calorile unui fel 2. Deci iată cum, că tot dădeam exemple, sunt persoane care poate au doar 3 farfurii într-o zi, da? Și dacă ele vor să slăbească, ar trebui să renunțe la o masă și să rămână doar cu 2 mese, sau iată, una dintre mese o pot transforma în ciorbă. O masă care în loc de felul 2 ai mâncat o porție de ciorbă, va fi o masă de slăbit. Deci o masă de prânz poate să coste fără nicio problemă. Sau o masă de seară poate să fie dintr-o ciorbă. Sau o masă de prânz și de seară în timpul săptămânii și să-ți păstrezi un pic de buget pentru weekend, să fii mai relaxat și să poți să ieși și să te bucuri de mâncare pe relaxare. Deci întotdeauna bugetul pe care l-ai economisit și l-ai păstrat, parcă te bucuri și mai mult cât îl cheltuiești într-un context optim pentru mâncare. Haideți să recunoaștem, nu în fiecare zi suntem atât de disponibili să și stăm, să savurăm mâncarea, să o și găsim pe aia bună și ispititoare. Deci când suntem în zile de săptămână mai triste și mai pe mâncat de foame și cât să mai scăpăm de o masă, faceți lucrurile cât mai cu minți, cu putință, astfel încât cheltuiala mare să fie păstrată, să fie păstrat buget pentru momentele în care chiar avem nevoie să mâncăm un pic în plus. Și pentru că am vorbit de prânz și de cină, n-am atins micul dejun. La micul dejun ce punem în farfurie? Ei, la micul dejun aici, din nou, ne întrebăm mai întâi cât de tare ne este foame. Sunt persoane care, mai ales pentru adulți, micul dejun poate să fie, nu știu, și o cafea cu lapte, da? Deci nu este obligatoriu. Vedem asta și pe obiceiurile culinare. Dacă mergeți în Italia, veți vedea că la micul dejun, și chiar și francezii sunt destul de zgârciți, când ai la hotel micul dejun, oamenii nu se apucă așa să zic, nu se pun serios pe masă, mai degrabă, cel puțin la italieni, este chiar sărăcăcios. De ce? Pentru că întotdeauna vor avea o porție de pastă pe parcursul zilei și este firesc, iată, să-ți începi ziua cu un mic dejun mai frugal, da? Tocmai pentru că micul dejun este important pentru copii. Ei au o activitate în prima parte a zilei, trebuie să crească și nu pot merge pe rezervele organismului, pe când noi ca adulți, dacă nu ne este foarte foame în prima parte a zilei, nu trebuie să ne încurajăm și să mâncăm cu orice chip. Noi ca adulți, mai degrabă spre partea de seară, o să avem și apetitul mai mare, și programul și culcatul este mai târziu, mai ales acum că vine și vara, ziua este mai lungă, deci dacă ai mâncat la ora 6, s-ar putea ca până la miezul nopții când te culci să-ți mai fie o dată foame. Și atunci nu vă grăbiți să mâncați în primele orare dimineții, și organismul până se trezește, până face și controlează nevoile, rezervele, în primele orare dimineții funcționează gluconeogeneza hepatică, da? Deci ficatul menține glicemia și cum o menține, vă spuneam, topind grăsimea de rezervă, deci lăsați-l să topească cât mai mult, aveți o zi întreagă în care cu siguranță veți mânca, cu cât o începeți mai târziu, cu atât e mai bine. Bineînțeles, poate fi mâncat un iaurt, un ou fiert, ceva. Trebuie să ne amăgim foamea cu ceva, dar să fie foame cu adevărat. Pentru că altfel, cam la 2-3 ore de la trezire ajunge să ne fie foame cu adevărat. N-are cum să ne fie foame, cel puțin nu de la corp, poate de la cap, că sunt foarte multe persoane care în momentul în care se trezesc, primul gând e la mâncare. Dar acolo este un automatism, nu este neapărat o nevoie, da? Sau una este să trezești la 6 dimineața și alta este să trezești la 9 dimineața.
Deci cel care s-a trezit la 6 cu siguranță la ora 9 este chiar înfometat. Da, 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 da. Ce părere aveți despre disocierea alimentelor la o masă sau la pe mai multe zile? Întreabă o doamnă care ne urmărește. Nu sunt de acord cu disocierea, tocmai pentru că disocierea este nefirească, nesatisfăcătoare și atunci vom mânca, ne pierdem plăcerea de a mânca. Partea de sațietate este foarte mult legată de plăcere și atunci va trebui tot timpul să existe un control rațional și să te oprești cu forța, pentru că altfel, din punct de vedere al satisfacției și al experienței culinare, este negativ. Deci, însă, nu aș numi o disociere, ci aș numi o mai degrabă, cum spuneam mai devreme, eliminarea făinoaselor, carbohidraților de la anumite mese din zi, tocmai pentru că nu mai avem noi, ca adulți, atât de mare bugetul încât să ne permitem să mâncăm la fiecare masă produs făinos. Nu o numesc disociere, ci mai degrabă o numesc restricție din punct de vedere al metabolismului. Și atunci, da, a mânca făinoase mai rar poate să fie o metodă care să ne ajute pentru slăbit, însă a mânca disociat mi se pare extrem de trist și de, nu știu, până aia nu mai este mâncare, este mai degrabă, nu știu să zic, un tip de activitate care are ca obiectiv slăbitul, dar scoate mâncarea cu totul din, să zic, din normalitate. Și lucrul ăsta dus pe timp îndelungat îți modifică foarte mult și percepțiile. Adică n-ai cum să mănânci prin disociere tot timpul carnea goală, tot timpul, eu știu, brânzeturile fără pâine. Pot apărea, iată, atunci va trebui poate să mănânci mai multă grăsime și proteine, lucru care nu e neapărat sănătos și după aceea la orice gură sau urmă de făinos să te îngrași nejustificat. Deci e o chestiune care ne dezechilibrează profund și pe durată, îndelungată, tocmai pentru că nu mai putem să mai ținem cont de senzațiile alimentare, de tot ce înseamnă satisfacție gustativă. Mutăm mâncarea în sfera, aș spune, mai degrabă, nici nu știu cum să o numesc, a științei. Deci nu mai este mâncarea ca aliment, este mâncarea ca știință. Și lucrul ăsta nu așa am fost construiți. Plăcerea nu mai există nicăieri, da. Există o farfurie ideală pentru bărbați și pentru femei? Ar trebui să ia calcul, nu știu, cantități diferite? Cantitățile sunt diferite, proporțiile sau, mă rog, construcția ei poate să rămână aceeași. Cantitățile sunt diferite, bărbații au un metabolism mai generos, o masă musculară suplimentară, ei își pot permite mai multe calorii. Norocoși. Categoric și au și un alt profil hormonal. Lucru care îi face să fie mult mai relaxați din punct de vedere alimentar. Dacă, așa pentru amuzament, dacă se apucă un soț și o soție de cură de slăbire, va fi extrem de frustrant pentru că el cu siguranță va slăbi poate dublu, da? Și va mânca și mai mult, exact. De obicei, bărbații nu au relație afectivă cu mâncarea și puțin dintre ei sunt dependenți de zahăr. La bărbați chiar eliminarea alcoolului, de exemplu, chiar și dacă este un pahar de vin, a elimina alcoolul timp de o lună duce la rezultate spectaculoase de până la 5 kg slăbit fără să tai nimic din porția de mâncare. Și mai au un avantaj bărbații, pe lângă, spuneam, de două ori jumătate din numărul de celule adipoase, hormoni care nu dau aceste variații de dispoziție, care automat înseamnă și variații de apetit. Mai au un avantaj sau mai degrabă o scuză. Bărbații sunt mult mai cuminți sau, mă rog, mai puțin, nu o fantezie alimentare. Chiar citeam la un moment dat și cred că am și publicat pe Facebook, nu mai țin minte cifrele, ei mai degrabă se gândesc la sex, femeile se gândesc la mâncare. Și se vede treaba gânditul la sex, nu îngrașă. Și mai au, vă spuneam scuza, că ei mănâncă ce li se pune în față. Deci la bărbați nu este... Nu-și petrec timp gândindu-se, va, și ce o să mănânc la următoarea masă și făcând în minte meniuri, tot felul de meniuri. Efectiv, sunt mai pragmatici. Ce le-a pus soția în față sau mama sau, eu știu, soacra, mănâncă, s-au săturat, s-au ridicat de la masă și au încheiat subiectul mâncare. Noi femeile confundăm grav lucrurile, da? Toată partea noastră afectivă, dacă nu este satisfăcută, vom face tot felul de povești și ne vom pierde în aceste fantezii alimentare care să ne aducă satisfacție și să ne hrănească măcar și la nivel de imaginație. Și atunci, cu cât te gândești mai mult la un lucru, cu atât vei mânca mai mult. Deci nu putem să
ajungem la o relație distantă, rece și indiferentă față de mâncare, dacă noi ne gândim la aia de sute de ori pe zi. Așa că, dragile mele, nu știu dacă funcționează, dar măcar vă spun, bărbații se gândesc la sex, femeile la mâncare, ei, ăia care se gândesc însă, ăia care au kilograme multe, nu știu dacă e pentru că se gândesc la mâncare sau fac și sex și mâncare, este o ecuație pe care nu o voi rezolva, însă n-ar fi rău să ne mai diversificăm gândurile și să mai scăpăm un pic de obsesia pentru mâncare, pentru că și atunci când vrem să o controlăm prea mult, până la urmă nu reușim și sfârșim prin a mânca mult. Deci nici controlul ăsta prea mare cu mintea asupra cantității de mâncare și felurilor. Cu cât ne dorim să mâncăm mai monoton și mai, eu știu, detașat, cu atât ne și frustrăm. Absolut. Și frustrarea duce la supraalimentație. Deci aș spune, haideți să mai umplem viața și cu alte ingrediente care să ne stimuleze simțurile și automat presiunea pe mâncare și dorința... gândurile la mâncare vor fi mai puține. Știm cu toții, când te îndrăgostești, uiți de mâncare și slăbești, dar asta cu fluturi în stomac sau, mă rog, îndrăgostarea nu se cumpără de la farmacie și nici pe rețetă de nutriționist nu se poate da. Dar care este mecanismul din spatele fenomenului? Faptul că descoperi, iată, un ingredient care îți aduce bucurie, entuziasm, îți mută atenția, îți captează atenția și atunci dacă găsiți un lucru care să vă pasioneze cu adevărat, veți vedea că uitați de mâncare. Nu e ușor, dar merită încercarea. Abia aștept să încerc sfaturile pe care mi le-ați spus astăzi. Vreau să vă mulțumesc din nou pentru prezentare. Deja? Nu! Dacă vreți continuă? Încă un pic măcar. Stai că nu sunt încă pregătită să mă despart. Stai. Nu, dar știi că și asta cu... știu că de-a lungul timpului erau pacienți care erau surprinși de cât de repede trecea timpul la consultație, da, și le spuneam că prefer să mănânc timp decât mâncare. Întotdeauna a vorbit cu oamenii, te ține acolo atent, chiar uiți de foame, așa că, iată, prefer să fiu cronofagă și să mănânc timpul oamenilor, pentru că lucrul ăsta mai potolește din apetit. Și prin vorbit stimulăm oralitatea. Nu întâmplător, iată, fumatul este și el un element care îți mai abate atenția de la mâncare, lucrurile care sunt vorbitul, da? Se recomandă chiar că atunci când stăm la masă să nu fim singuri, să mâncăm împreună cu ceilalți și dacă se poate să și vorbim, pentru că în felul ăsta temperăm un pic din impulsivitatea și presiunea pe mâncare. Și este de distrasă și atenția. Categoric. Nu mai gândim de la mâncare. Categoric. Altfel, mâncatul singur, și asta vedem din exemplu americanilor, cu cât suntem mai izolați, chiar și alimente, eu știu, light, dacă mâncăm, în momentul în care mănânci singur și te izolezi, ai automat tendința să mănânci mai mult. Deci este o chestiune păguboasă, mâncarea n-a fost făcută să fie mâncată în singurătate, este la fel de grav atunci când mănânci singur ca atunci când bei de unul singur, este o chestiune întristătoare și care mai degrabă ține de depresie și de tristețe decât de satisfacție. Deci evitați să mâncați singur, chit că ieșiți din birou și stați pe o bancă în parc sau într-un loc în care sunt prezenți oameni, chiar dacă nu sunteți cu ei la masă. Prezența celor din jur ne ajută să fim un pic mai ponderați, mai, aș spune, moderați. Niciodată nu o să înfulecăm dacă avem martori, da? Niciodată nu o să înfulecăm ca niște animale. În schimb, dacă suntem acasă, în canapea, în fața unui ecran, sunt mari șanse să mâncăm impulsiv. Deci luați-i pe ceilalți parteneri în această poveste că ajută. Ia, dacă mâncăm cu cineva, mâncăm mai rar și ne săturăm mai rar. Categorică. Mai greu. Nu este, de bine să mâncăm pentru că avem nevoie de cele 15 minute până se primește impulsul că ne-am săturat și dacă în timp de 15 minute făcând conversații avem toate șansele să, iată, să mâncăm mai puțin, pentru că și conversația ia timp și ne ocupă gura, dar nu putem mânca cu gura, vorbi cu gura plină. În schimb, în momentul în care suntem singuri și culmea, nici măcar nu avem atenția în farfurie. O altă metodă de a încetini un pic ritmul mâncatului este aceea de a analiza mâncarea cu simțurile. Am mai recunoscut-o și vă invit și pe voi să o faceți. Este atât de greu să mănânci cu atenția în farfurie folosindu-ți simțurile și să încerci să analizezi cu adevărat mâncarea, încât veți vedea că nu numai că nu mai ai timp de nimic, dar ți se pare o veșnicie. Pentru că avem 5 simțuri,
văz, auz, miros, gust, atingere și dacă dați notă la fiecare dintre simțuri pentru mâncarea care o consumați, veți vedea că abia când îți pui întrebarea, habar nu ai cum e gustul, cum e mirosul și textura, tot, exact, și toată această analiză necesită timp. Automat n-ai cum să mai mănânci repede, pentru că atunci când mâncăm repede, chiar suntem pe pilot automat. Dacă cineva te întreabă la final cum a fost mâncarea și n-ai voie să spui cuvântul bun și s-a terminat mâncarea din farfurie, îți dai seama că habar nu ai să spui. Deci amuzați-vă și veți vedea, este incredibil. Eu de obicei fac asta cu prietenii mei și în continuare, cu toate că îi știu, tot pică în capcană. După ce s-a terminat, le zic, și cum a fost? Îi văd că sunt surprinși și că dacă ar mai putea, ar mai lua o gură ca să o analizeze atunci, în ultimul moment, pentru că altfel este fantastic. Fie mâncăm cu capul, adică credem noi că a fost bun, fie dacă nu mâncăm pe pilot automat și habar n-avem cât de bun a fost. Din cauza asta avem tendința să mâncăm mult, pentru că noi n-avem atenția în farfurie. E, dar și cu atenția în farfurie e o adevărată belea. Adică îți ia, nu știu, îți iau 10 minute, 15 minute să mănânci 3 linguri de mâncare și la sfârșit și mai știi, te-ai săturat, nu te-ai săturat. Cert este că aproape că îți vine să zici, gata, mă opresc, am obosit. Am obosit încercând să simt. Deci asta cu simțitul nu e ușor. Și nu mai zic că în 80% din cazuri, dragii mei, dacă n-ați simțit-o, vă spun eu și vă invit să-mi spuneți ce mâncare bună ați descoperit voi, în 80% din cazuri mâncarea nici măcar nu era așa bună cum credeam. Din nou vă spun că francezii mi-au schimbat viața cu psihonutriția când mi-au făcut acest îndemn și vi-l adresez și vouă. Nu vă mai, cum să spun, nu vă mai poziționați față de mâncare ca fiind a priori seduși, topiți, ispitiți, cuceriți, ci uitați-vă la mâncarea pe care o aveți în farfurie pe masă, de pe o poziție obiectivă și ușor, cum să vă spun, cârcotașă și spuneți-i, convinge-mă să te mănânc. Veți vedea, cum vă spuneam, în 80% din cazuri alimentele nu sunt nici pe departe atât de bune, ispititoare, delicioase cum credem și dacă după primele 3 guri de mâncare ea este de nota 5-6 cu indulgență, opriți-vă. Pentru că nu merită să vă cheltuiesc puținul buget caloric pe care îl avem, că noi ca adulți suntem cam săraci din punct de vedere buget, nu merită să-l cheltuiți pe lucruri care nici măcar nu sunt bune. Adică dacă găsiți o mâncare bună, mâncați-o fără niciun fel de sentiment de vinovăție. Savurați fiecare înghițitură și dacă nu e bună, țineți cu dinții de bugetul la caloric și cheltuiți-l pe ceva care merită. Convinge-mă să te mănânc. Asta să vă fie mesajul pentru fiecare farfurie de mâncare, că și dacă mergeți de două ori la un restaurant și odată a fost bine, a doua ori s-ar putea să nu fie la fel. Deci mâncarea este aici și acum și dacă nu mâncăm în funcție de senzații alimentare și nu savurăm și nu analizăm cu simțurile fiecare înghițitură de mâncare, de unde să știm dacă ne-a plăcut și cât ne-am săturat? De-abia aștept să mănânc la restaurant data viitoare și să analizez mâncarea și... Și să vezi că dacă ai curajul, rămâne în farfurie pentru că este, bă, nu m-ai convins, nu poți să te mănânc că nu ești bună. Exact, să nu mă mai autoconvinc că exact. Ce bine arată, ce apetit să-mi absolut. Deci noi o împodobim ca pe bradul de Crăciun, dați la o parte podoabele și analizați-o la modul realist. Veți vedea că nu e atât de ispititoare pe cum credem noi. Vă mulțumim, doamna doctor, pentru timpul acordat și pentru sfaturile prețioase. Cu drag! Și vă așteptăm data viitoare cu drag atât dumneavoastră, cât și pe telespectatorii noștri la un nou live organizat de Clinica Smart Nutrition. Provocarea nu știm care continuă, este. Provocarea continuă.